Deci în seara aceasta nu o să vorbesc în limba engleză, pentru că suntem în România și atunci o să vorbesc în limba bulgară. Domnule primar, haideți alături de noi. Nu vă las gloria să fiți aplaudat când sunteți pe noi. Este o mare onoare și o mare fericire pentru mine. It is a great honor and a great source of happiness for me. Că după 4 ani, festivalul Babel se reia. That after a 4-year hiatus, the Babel Festival is reborn. Nici nu se putea altfel într-o țară babilonică. It couldn't have been any different in a Babylonia of a country. Deci, de fiecare dată trebuie să revenim la Babel. So each time we need to go back to Babel. Ca să ne apropiem de iubire. In order to approach love. Și de Dumnezeu. And God. Au venit și țările din Babilon la acest Babel. Even the ancient Babylon countries are present at this edition of Babel this year. Dar asta nu este important. Important este că Babelul l-am transferat la Târgoviște. But more importantly, we have brought the Tower of Babel to Târgoviște. Pentru că la Babilon este război. Given that in Babylon there is a war going on. Ceea ce îmi doresc să fie un turn al păcii. We wish for this tower to be a tower of peace. Și să ajungem în ceruri. And we wish to reach the heavens. Nu atunci când îți doresc alții, ci când ne dorim noi. Not when other people wish it, but when we wish it. Bun. Ce să spun? Sunt numai prieteni aici și le mulțumesc că au venit. It is a feast of friends and we are very glad that we are surrounded by friends. Unii de foarte departe. Some of them come from very far away. Sunt peste 40 de naționalități reprezentate în Babel. There are over 40 nationalities represented in Babel this year. Cred că este începutul unui nou început. I think it is the beginning of a new beginning. Pentru că ceea ce își dorește tânărul care este alături de mine, because it is what this young person next to us wishes as well, este transformarea acestui Babilon, it is the transformation of this Babylon, într-un loc de cultură, into a cultural place, într-un loc deschis, in an open place, într-un loc unde putem să mai sperăm în ceva bun. In a place in which we can hope for something better. Văd foarte multe fețe tinere. We see many young faces here. Oameni care nu au cunoscut celelalte experiențe legate de festivalul Babel. People who have not known the other experiences of Babel Fest. Pentru mine este o speranță. This gives us great hope. Cred că tot ce este minoritar, tot ce este marginal, tot ce este provincial. We believe that everything that is a minority, a fringe phenomenon. Și când zic marginal, zic și elitist. And when we say fringe, we also mean elitist in a way. Pentru că lucrurile bune nu se fac cu oameni proști. Because good things never come from bad people. Este nevoie de puțină inteligență ca să ridicăm acest oraș. We require at least a modicum of intelligence to rise this city up. Și această țară. And this country as well. Și să nu mai ne victimizăm tot timpul. And we should stop playing the victim all the time. Deci putem merge mai departe. So we can move on, we can keep going. În speranța că Babelul va deveni un Babel autentic. Hoping that Babel Fast will become a true, authentic Babel. Întors în oglindă, deci nu un Babel a neînțelegerilor dintre limbi. A Babel, a mirrored Tower of Babel. One in which misunderstanding between languages is reversed. Ci un Babel al întâlnirilor, în primul rând. A Babel of encounters. Al armoniei. Of harmony. Al înțelegerii. Of mutual understanding. Și al iubirii. And of love. Și după ce am spus aceste lucruri grele, and after having said these difficult to say things, dau cuvântul prietenului meu de acum,
it is our friend's turn to speak. Tânărul primar al orașului Târgoviște, the young mayor of Târgoviște, care a ieșit din Babilon, who has escaped Babylon, pentru a urca în Babel, in order to climb the Tower of Babel. Mulțumesc foarte mult domnului director Anin, nemeritate aprecierile pe care mi le-a adresat, însă n-o să vă spun decât că începând din acest an, din 2014, se deschide un nou capitol și o nouă eră a Babel Festului la Târgoviște. Atât cât o să avem putere și sănătate și verticalitate, o să facem din Babel Fest un festival din ce în ce mai apreciat, mult mai numeros, cu idei îndrăznețe, pentru că, după cum ați văzut, domnul director Anin niciodată nu vine cu lucruri simple, niciodată nu vine cu lucruri ușoare și niciodată nu vine cu lucruri banale. Babelul este un proiect din genul, este un proiect care vrea să fie altfel, în sensul multiculturalismului și în sensul unor minți deschise, open minds, cum spun. A, o să traduc eu, după aia nu e niciodată problemă, mă descurc și traduc. Ok? Și doar o să vreau să vă spun că Babel, începând din acest an, intră într-o nouă eră. Într-o nouă era dezvoltării. So, I just try to also talk a little bit in English for our friends. Thank you very much because you're coming here. Babel Fest will be for us from now a new open minds project for open minds people. Everybody who try to think different and who try to think in future are welcome here to perform, to join and to be with us. Thank you very much for everybody. Please enjoy those days because will be unforgettable days. Vă mulțumesc foarte mult tuturor și să vă bucurați de aici. Mulțumesc. Bun. O să mă uit prin public și o să invit și foarte timidă care a jucat în vreo 100 de filme, nu știu când a avut timp să facă lucrul ăsta, cu care am lucrat la Paris prin anii 90, într-un spectacol, nu o să vă spun care spectacol, pentru mine este importantă prezența ei, pentru că este singura artistă din România care a avut ocazia să părăsească această țară și să se descurce într-o altă limbă, într-o altă lume și să ne reprezinte foarte bine. De la Paris, Ioana Crăciunescu. Niciodată n-am înțeles de ce capitanul nu s-a mutat la Târgoviște. De astea sunt probleme. Mă bucur să fiu aici, pentru că, de fapt, Târgoviște eu n-am cunoscut-o decât datorită domnului Ranin, care a reușit dintr-o casă de cultură în care am fost eu pe vremea lui Ceaușescu, de câteva ori în turneu cu Teatru Notara, în ceea ce se numește un lăcaș de cultură, de teatru, în care artistul se simte respectat. Faptul că el reușește să aducă atâția oameni din lume largă și să arate această ardere care este fără măsură și fără salarizare și fără buget, care se numește arta imaginării, care poate fi teatru, muzică, literatură, poate să fie sufletul dumneavoastră pus pe tavă aici, în curtea asta, cu umbrelele acelea frumoase, cred că ar trebui să aveți grijă de el, mult mai mult decât ați avut grijă până acum. Mă bucur pentru toți care au venit, îmi pare rău că nu știu să scriu un 100 de limbi, dar în limba română cam atâta știu să vă spun. Bine ați venit la Babelul vostru. Pe care îl apreciez, să vă zic câteva vorbe înainte de a începe lansarea cărții. E o zi fastoasă. Dacă m-ar zice numai la 4 dimineața, de obicei pe la 2-3 adorm, și m-ar întreba care ar fi două personalități exponențiale pentru Târgoviște după 1989, aș pune cu ochii închiși.
unul dintr-o zonă de literatură, e vorba de Constantin Virgil Bănescu, și al doilea dintr-o zonă teatrală de management cultural, Misio Rani. Sunt foarte bucuros că sunt la Babel și că, ca să-l parafrazez pe Emil Brumaru, în universul nostru dens și mic, urși dau din coadă și nu fac nimic. E bine, naște și în Dâmbovița oameni, asta e o parafrază pe Ion Ghica, care îi scria lui Alexandrii, era ministrul nostru de externe. Și sunt bucuros că Târgoviștea nu e un capăt de univers, ci e o deschidere și de cultură și de minte. Și ceea ce e mai important este că de acest Babilon ne îndeamnă întotdeauna la bunăstare sufletească și la o energie culturală într-o lume care este din nefericire din ce în ce mai marcată de știrile rele de la televizor, de tabloidizarea aspectelor intime ale vieții, de virtualizare și toate păcatele lumii de astăzi. Ca să spun foarte pe scurt, vivat Babel, vivat Târgoviște, vivat literatura! Mulțumesc, domnul președinte! Știți că eu sunt Constantin, nu știați, nu? Toată lumea zice Rani și toți zic că sunt evreu și homosexual. Nu sunt nici evreu, nici homosexual. Ce bine ar fi, n-aș mai fi avut probleme cu domnul primar. Mi-a dispărut translatorul din engleză. S-a dus să mai facă niște bagiuri. Unde este Mircea? Mircea! Haideți, scopul o să reușiți în engleză ceea ce spun eu. Deci, de obicei, de ziua mea, mă ascund ca să nu sune telefonul și să primesc acele mesaje ipocrite cu la mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate, fericire și așa mai departe. Mă ascund și apar după ce trec toate aceste urări. Normally, on his birthday, he chooses to hide away in order to avoid the direct phone calls and delight himself merely with the hypocritical messages of God help you and so on. So he stays hidden until this deluge of wishes passes. Cu aproape o lună în urmă, de la Ministerul Culturii am primit un telefon. Almost one month ago, he received a phone call from the Ministry of Culture. Mi-am zis, eu nu vorbesc limba maghiară, o să am mare probleme. He said to himself, I don't speak Hungarian. I will have great trouble with this. Pentru că ministrul culturii, după cum bine știți, este de etnie maghiară. Because the minister of culture, as you know, is Hungarian in origin. Dar un mare român în fond. But a great Romanian spirit. Ca fiecare maghiar care vrea să păstreze ardealul. Like every Hungarian, Transylvania. Cine credeți că mă sună? Who do you think it was? Consilierul de stat Simona Tănăsescu, the state advisor Simona Tănăsescu, pe care nu mai văzusem și nu mai auzisem de foarte mulți ani, nu îndrăznesc decât din politețe. I had not heard from her or seen her in countless years. Și pe care o invit să spunem mesajul Ministerului Culturii pentru Festivalul Babel. And whom I invite to speak the message from the Minister of Culture for the Babel Festival. Vreau să vă spun că este o mare artistă, sensibilă, crescută în vremuri bune. She's a great artist, very sensitive, raised in a better time. Bună seara! Vă foarte bucuros! Sunt consilierul ministrului, așa că reprezint și Ministerul Culturii și mă reprezint și pe mine ca prietena a lui Ranin, de mulți ani, cum am spus. De curând au fost Rusaliile și de Rusalii a pogorât Sfântul Duh asupra apostolilor care au învățat toate limbile. În oglindă, în turnul Babel, s-au încurcat toate înțelesurile și s-au scindat toate comunicările. Vă doresc ca acest
eveniment pe care îl construiți aici să devină atât de notoriu încât să fie cel mai important eveniment atrag, pentru că așa merită, pentru că conceptul este genial, pentru că directorul are putirință și primarul voință. E această prima parte, aș vrea să-l invit alături de mine pe Kemal Bashar. După cum bine știți, turcii care au fost izgoniți de foarte multe ori de la Târgoviște au fost trași în țeapă, împușcați, tăiați bucăți, lăsați la câini. Au fost aduși, din păcate, de către mine să facă Hamlet. Deci am alături de mine pe Kemal Bashar, care este un mare regizor, fostul director artistic al Teatrului Național din Ankara și viitorul Teatrului Național din Istanbul, sper. Așa. Atilla Can, cel mai mare compozitor al Turciei, care, după cum știți, compune și are exclusivitate Sony, Atilla. Atilla Can. Can Atilla. Face pipi. Îl așteptăm și turcii fac pipi, să știți. O să apară. Eu i-am invitat să facă un lucru nemai întâlnit, adică să facă o piesă fundamentală a dramaturgiei mondiale, Hamlet, în ruinele Curții Domnești în Târgoviște. Este un fel de reconciliere nu numai cu turcii, este cu literatura universală. Este important pentru noi, nu atât pentru turism, ca să amuzăm niște maimuțoi care, între mici și beri, o să aprecieze efortul nostru, ei trebuie să tremure și să-și imagineze că această cetate are încă viață. De asta am chemat pe turci. Să știți că nu rămân. Vor pleca după premieră. Again, I'm here for after many years. After Romeo and Juliet, here you watched my accidental death of anarchist. And my journey in Romania, I can say that it started with my dear friend and my brother, Mr. Rani. Mă bucur foarte mult să fiu aici după atât de mulți ani. Ați văzut spectacolul Romeo și Julieta, ați văzut moartea accidentală al anarhist. Și pot să spun că drumul meu, călătoria mea în România, a început alături de prietenul și fratele meu, Rani. După ce ne-am împrietenit îndeaproape, ne-am dat seama că visele noastre sunt compatibile. I was here at the last editions of Babel Fest. Am fost aici la ultimele ediții din Babel. And I watched how he grew up a simple theater to a very important theater when he was the director here. Și am văzut cum acest teatru a crescut dintr-un teatru simplu într-un teatru foarte important în perioada în care domnul Rănin a fost director aici. For sure he will do the same thing again because he is a big artist. Și nu am nicio îndoială că va reuși acest lucru din nou, dat fiind faptul că este un mare artist. I am very happy to be a part of his dreams. Thank you. Mă bucur foarte mult să fiu o parte din visurile sale. Thank you, Kemal. Atilla Can? No. A găsit-o Romota, directorul Teatrului Național din Lisabona. Domnul Jean Mota. Mota. Jean Mota. Would you please join us? Yes. Si voulez-vous. Merci, parce qu'il s'est approché de nous, et parce qu'il est ce soir ici. C'est un grand théâtre et c'est un grand artiste. Un sort de Radu Beligan, dacă vreți, al României, ca să înțelegeți mai bine. Il a fait un effort extraordinaire pour venir ici. C'était très compliqué. Il vient de Sibiu, de festival de Sibiu. Et j'espère que vous l'accueillez comme il le mérite. J'espère que le primiți așa cum merită. Domnul John Mota. En portugais. Non, ça va bien en portugais. Je vais vous...
pouvoir, si c'est possible, parler en français. Pot să vorbesc în limba franceză dacă este posibil. Parce que l'anglais, c'est vraiment, je comprends, mais c'est difficile pour parler. Înțelegi engleză, dar e dificil de să vorbească în limba engleză. J'ai connu Ranine au Portugal. L-am cunoscut pe Ranine în Portugalia. Il s'est passé quelque chose que je peux parler de affectivité. S-a petrecut ceva care are legătură cu afectivitatea. Nous sommes au l'Institut Romani au Portugal, une conversation. Eram la Institutul Cultura Română în Portugalia. Et à un moment pour un autre, nous venons des amis. C'est prieteni. Pourquoi c'est toujours le miracle de théâtre, il a un don. Pentru mine este miracolul, este que les personnes de théâtre, darul lui Dumnezeu. Que les personnes de théâtre transportent toujours. Il y a quelque chose là, dans les yeux, dans la façon de regarder. Din teatru reușesc să transforme realitatea. Le silence. Liniștea. Et ça, ça passait, que je parle toujours, que c'est un don. Deci totul s-a întâmplat ca un dar de la Dumnezeu. Et ça, je suis invité pour venir ici. Am fost invitat aici. Et je suis très content. Sunt foarte mulțumit. À chez vous. Mais en même temps, j'espère une complicité avec le théâtre que je vais voir des autres fois. Sper într-o complicitate cu acest teatru pe care îl voi vedea. C'est la chose plus importante pour moi. Este lucrul cel mai important pentru mine. Au comme public, c'est toujours être stimuler cum voi fi stimulat de public, de teatru, continuer à dire, pentru a continua să spun, et la courage de vivre, pentru a avea curajul de a trăi, dans une Europe vraiment en crise. Într-o Europa în criză. Et ça, il faut croire au théâtre. Și pentru asta trebuie să mergem la teatru, trebuie să alergăm către teatru. À l'énergie intérieure. Trebuie să avem energia care intervine. Energia care vine din rândul poporului. Merci bien. Mulțumesc je suis content d'être ici, je vais rester trois jours. Et après, je vais entrer au Portugal avec les choses que vous m'avez donné. Mă voi întoarce în Portugalia cu ceea ce dumneavoastră îmi dăruiți. Merci. Donc, vreau să-i mulțumesc pentru că acest om ne-a deschis ușile Teatrului Național din Portugalia atunci când domnul primar și-a dorit. O să vă mărturisească, într-o zi mi-a spus plecăm în Portugalia și am spus este imposibil, nu se pleacă așa în Portugalia. Și atunci am stat să mă gândesc cum să fac imposibilul pentru acest primar ca să-l conving că noi la teatru suntem capabili să realizăm imposibilul și l-am realizat. Nu, domnule primar. Da, împreună și imposibilul și acest Babel de senzație. Tot un imposibil, dar care este posibil. Mulțumesc. În încheiere, înainte de a trece la lansarea de carte, vreau să mulțumesc echipei. Pentru că eu nu am fost singur, pot să spun că eu am fost un tip suportat de echipă. Acest festival se datorează în primul rând lui Mircea Lastra. Se datorează lui Sorin Sărtulgean, care nu este aici pentru că nu-i mai suport figura, pentru că tot timpul mi-a anunță veștile triste. Știți cum s-a întâmplat la maraton. Vreau să-i mulțumesc Cristinei, care se ocupă de tot ce este imagine. Vreau să-i mulțumesc regizorului Cristian Nedea, care a venit de la Cluj, care a preluat direcția artistică a acestui teatru. Vreau să mulțumesc Serviciului Economic și Contabilitate, pentru că fără ei nu s-ar putea. Jur că nu o să devin doamna Teo niciodată contabil, pentru că au să fac infarct dacă intru în cifre. Nu vreau să devin nici politician. Vreau să le mulțumesc celor peste 100 de voluntari. Mi se pare extraordinar că ei au venit. Au avut idei extraordinare, începând de la lansarea fluturașilor din avion la Târgoviște, nu credeam că e posibil acest lucru. Au prenduit tot ce este afișat în orașul Târgoviște, au construit origami,
au construit un grup de acțiune extraordinar și eu mă bucur și încurajez și sper să fie viitori spectatori culți acestui teatru. Le mulțumesc din suflet. Mulțumesc echipei tehnice a teatrului care m-a așteptat atâția ani. Le mulțumesc pentru că mi-au scris de fiecare Paște și de fiecare Crăciun și mi-au spus să vin. N-am crezut că se va întâmpla lucrul acesta și uite că mai există miracole. Mulțumesc lui Andreea și Irinei că au avut curajul să cânte așa cum au cântat atunci când a venit pe Radu Beligana la inaugurarea sălii studio. Erau în clasa noua și acum sunt într-o clasă mult mai importantă, în ultima clasă, anul 2 de masterat. Dar mi-e cam jene să spun pentru că înseamnă că am îmbătrânit foarte mult. Dar sper că nu degeaba. Și le mulțumesc tuturor, chiar dacă nu le rostesc numele, pentru că sunt oameni extraordinari care, într-adevăr, dedică mult timp și viață, fiind prezenți în acest teatru, celor care înalță umbrele, pun furtune pe care se curgă apa și așa mai departe. Sper că într-o zi să facem această fântână. A fost doar un exemplu că putem face această fântână în care să aducem toți pensionarii din Alea Trandafirilor. Vă promit că o să-i trezim cu Clubul Babel. Să vă spun, am văzut în program că între orele 19 și 20 este prezentarea de carte Sunt aici, Alexandru Sandu. Să descopere apa caldă și mersul pe jos în literatură, el are o bună relație cu continuitatea în istoria noastră. Emoționat și sunt aici să vă mulțumesc tuturor că luați parte la acest eveniment. Ce să vă spun? Vreau să mulțumesc pe această cale și tuturor celor care m-au susținut și care au avut încredere în mine, domnul George Stroia, care este editorul meu, și nu în ultimul rând domnului Ranin, care este deopotrivă un simbol și un, ca să zic așa, apărător al culturii dâmbovițene. Vă mulțumesc tuturor, ce să zic, sunt aici. Ca să nu spun discursul, citește un singur poet și să considerăm că asta a fost această lansare, ca oamenii să aibă și o bună ilustrare pentru televiziune când fac montajul cu acest poem. Nu știu ce să aleg, sincer. Știi că... ce o fac. Veți? Maestre Petrovă răsă la mână. Două, ca trei, două, ca trei. E o poezie închinată lui Nikita. Și microfon, mai microfon, ca pentru registrare. Da, cred că sunt. Nikita. Ah, mă enervezi atât, pomenești numai de el? Cine e acest Nikita pe care mi-l dai model? O să-mi iau soarta în mâini și am să plec în lumea largă, să prind nenăscuții câini, să înțelegi cât mi-ești de dragă. Sunt copleșit așa să am o anumă. Sfaturi bune, rele toate, de trecut din viitor, n-au fost, nu vor fi urmate, ăsta e farmecul lor. Ce tâlcare! Mai citesc una, pur și simplu. E cu cheie. E adresat, de fapt, unei fantome, dar el o intitulează Fantoma. A istoriei aromă ca lumina lunii este. Deși pare o fantomă, e idilică poveste. Deschizând cartea sfios, mă întreb cu al meu cinism. Era Toma necredincios la început de creștinism? Poate era, sau poate nu. Depinde din ce unghi privești. Dilema mea e dacă tu, ca Toma din Scriptură, ești. Aștept un veac, două, cel puțin, până voi fi înțelept, amând cât pot acest chin. E chinul lui Toma, dacă la întrebarea lui, dacă din Scriptură. De câte ori veneam de la București spre Moroieni, unde mi-am făcut o casă, treceam pe aici, pe la teatru, și vedeam un băiat
Băiat între două vârste, cu șorți, mânjit pe față, între o vârstă și alta. Între o vârstă și alta. Care, invariabil, pictura ceva în limba mea marinărească. Adică, zugrăvea, făcea, dar ce face aici, mă băiete? Construiesc. Și a construit ceva la care m-am adăugat și eu, pentru că se spune că dacă n-ai un bătrân, trebuie să-l cumperi. Și iată-mă cumpărat de Ranin și adus aici, pentru că m-am gândit să refac un cerc, să închid un cerc pe care l-am început la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, pentru cine știe, și îl voi încheia aici. Dumnezeu a vrut să joc într-un spectacol pe care l-am jucat la absolvirea acum 50 de ani, pe care i-am sărbătorit acum două zile, mă grăbesc să termin, cu Mariana Mehuț, cu Vali Seciu, cu Mircea Andrescu și așa mai, cu Constel Constantin, cu Virgil Ogășanu și vă dați seama câți am mai fost valoroși în această promoție. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc lui Ranin pentru că m-a introdus în această experiență foarte atmosferă. Am vrut să iau primul autograf de la fostul meu elev, Alexandru Sandu, care mi-a fost printre cei mai apropiați, deși mie mi-este foarte greu să spun vreodată că nu toți elevii mei îmi sunt apropiați. Deci, cu dragostea cu care toți mă înconjoară, eu răspund în același mod cu dragoste. Și când Alexandru a venit la mine să-mi ceară un sfat, să-mi aducă volumul lui de poezie și să mă întrebe dacă eu cred că este cazul ca el să se lanseze cu aceste poezii, după ce le-am citit, l-am recunoscut pe Alexandru. Puștiul, după aceea preadolescentul și în sfârșit adolescentul cu care eu mă întâlneam zilnic. Sigur că